Noul val de coronavirus lovește cu rapiditate mai multe state din lumea întreagă, iar autoritățile se văd nevoite să impună măsuri tot mai stricte. Rusia, Polonia, Bulgaria sau Marea Britanie sunt câteva dintre cele mai afectate țări de valul 4 al pandemiei. Situația nu arată bine nici în Brazilia, acolo unde președintele țării este pe cale să fie acuzat de omucidere în masă din cauza modului în care a gestionat întreaga situație legată de COVID. După luni întregi în care pandemia părea că bate în retragere în Marea Britanie, noua mutație care a cauzat recent infectarea 6% dintre persoanele testate pozitiv cu coronavirus îngrijorează din ce în ce mai mulți medici. Deși în acest moment se cunosc prea puține date despre noua mutație cunoscută ca AI.4.2, pe care alții o numesc și noua variantă Delta Plus, cazurile crescute de infectare din ultimele zile îngrijorează medicii, care cer impunerea unor restricții mai dure în regat. Autoritățile însă nu consideră că restricțiile mai dure ar fi cel mai bun mod de prevenire a unui nou val și mai puternic de infectări. Soluția ar fi vaccinarea și noile tratamente. I'm pleased to announce that we have signed two landmark deals, securing hundreds of thousands of doses of two new antivirals from Pfizer and from Merck Sharp Dome. These antivirals have the potential to speed up recovery time and to stop infections from progressing. În Marea Britanie, aproximativ 67% dintre britanici sunt vaccinați cu primele două doze, în timp ce foarte mulți dintre ei bat pasul pe loc când vine vorba de a se imuniza cu cea de-a treia. Dacă autoritățile britanice sunt reticente atunci când vine vorba de impunerea restricțiilor mai dure, în Austria certificatul verde devine obligatoriu și la locul de muncă de la 1 noiembrie. După ce a raportat aproape 5.000 de noi infectări într-o singură zi și Bulgaria a impus obligativitatea certificatului verde în restaurante, săli de cinema și centre comerciale, certificatul a devenit obligatoriu și pentru personalul din spitale și studenți care nu vor mai putea participa la cursuri fără el. Оставете ни да живеем свободно. Не искам да ме пазват от някакъв вирус, по-хубаво да се почина, отколкото да се страхувам цял живот. În Rusia, după ce s-au înregistrat 34.000 de noi cazuri, într-o singură zi, autoritățile au sfătuit persoanele în vârstă să nu iasă din casă în următoarele 4 săptămâni. Președintele Vladimir Putin a decis și acordarea unei săptămâni libere pentru cetățeni, pentru a preveni răspândirea virusului. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение. Ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. O altă țară în care lucrurile nu arată deloc bine este Brazilia, țara care a înregistrat cele mai multe decese din lume după SUA. Peste 600.000 de oameni au murit din cauza COVID, iar aparent președintele Bolsonaro și alți oficiali guvernamentali ar fi permis răspândirea virusului în rândul populației pentru a obține imunitatea de turmă. A intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de tratamento precoce sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes em evidente descaso com a vida das pessoas. Informațiile legate de gestionarea pandemiei în Brazilia au intrat în posesia presei locale, care le-a făcut publice. Comisia de anchetă a Senatului brazilian va analiza raportul de aproape 1200 de pagini oficial în Senat. Nu se știe încă dacă rezultatele raportului ar putea duce la acuzații penale.